Câți bani au câștigat Julia Angelescu și Vlad Huidu pentru participarea la America Express 2023? Primele reacții după ce au părăsit emisiunea. Julia Angelescu și Vlad Huidu au fost foarte aproape de a pune mâna pe trofeul America Express 2023, dar și pe marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Din păcate pentru ei însă, lupta lor în competiție a ajuns la final marți, 26 decembrie, după ce au nimerit cutia cu pălărie roșie. Cu toate astea, cei doi parteneri au câștigat bani frumoși pentru participarea în emisiunea de la Antena 1. Iată cu ce sumă s-au ales după eliminare. Suma pe care au adunat-o Julia Angelescu și Vlad Huidul la America Express 2023. America Express 2023 se apropie cu pași repezii de final. Două echipe au rămas în cursa pentru trofeu, dar și pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro. Este vorba despre Aris și Alexia Iram, Laura Giurcanu și Sânzeana Negru. Julia Angelescu și Vlad Huidu au fost și ei la un pas de marea finală, însă cutia ce aparținea lor și pe care au primit-o de la Irina Fodora a conținut pălăria roșie, ceea ce înseamnă că părăsesc competiția de la Antena 1. La aflarea veștii, artista a spus cu ochii în lacrimi: Asta înseamnă că noi nu mergem mai departe. Mergem mai departe la copiii noștri acasă. Am plâns, era normal să plâng, doar că nu erau lacrimi de tristețe. Erau lacrimi de fericire și atât. Tot ce am câștigat de-a lungul acestor săptămâni este mult mai valoros decât premiul final, sincer. Mult mai valoros pentru noi. Prin fața ochilor mei treceau momente din această aventură a noastră. Am trecut de multe fobii, acum pot să spun că nu mai am. Julia Angelescu și Vlad Huidu au obținut opt amulete. Așa cum am precizat și mai sus, marele premiu al show-ului este de 30.000 de euro. Însă, chiar dacă nu au câștigat acești bani, Julia Angelescu și Vlad Huidu nu au plecat acasă cu mâinile coale. În timpul competiției, cei doi soți au obținut numai puțin de 8 amulete, care sunt oferite de Kaufland și valorează fiecare câte 1000 de euro. Asta înseamnă că, în total, Julia Angelescu și Vlad Huidu au primit 8000 de euro. În plus, pe lângă această sumă, cei doi au mai primit și banii pentru participare.